Alte ori, acum încercăm noi să-i scoatem din starea aceasta și am avut o inițiativă să punem muzică în școală în timpul pauzelor și să încercăm să dezvoltăm puțin mai. Am primit ceva informații cu Radio Minisat, i-a ascultat. Sigur că da, sigur, sigur. Sunteți partenerii noștri. Cu siguranță ne bucurăm. Doamna profesor Mareș, dumneavoastră, cum vedeți liceii din 2014? Întâi de toate, se tot spune că elevii din ziua de astăzi nu sunt cum eram noi altă dată, nu sunt ca noi. Sigur că nu sunt ca noi, nici n-ar trebui să fie ca noi, pentru că lumea, totul în jurul nostru, tehnologia evoluează. Deci ei ar trebui să fie adaptați la lumea în care ei trăiesc, nu pot fi ca noi. Dacă am luat un elev de acum și l-am duce în vremea noastră, nu știu cum s-a descurcat. Ce să zic, sunt copii și copii. Cei mai mulți sunt interesați, sunt atenți, sunt preocupați de problemele care ne preocupă și pe noi. Sigur, ale școlii, cum despre ei vorbesc. Sunt și ele foarte silitori. Cred că sunt cum eram și noi, doar că, sigur, trăiesc în alte vremuri. Sunt copii buni. Doamna profesor Aurelia Stancu. Eu îi văd ca niște copii inteligenți și adaptabili, pentru că fiecare a fost rebel în educație în vremea lui și fiecare generație a pus probleme, vorbim despre conflictul dintre generații permanent. Nu știu dacă este o problemă. Noi încercăm să venim în întâmpinarea lor, să-i facem să creadă că noi nu trăim într-o altă lume,